Lucrările pentru reabilitarea căminului cultural de la Giurgița sunt aproape încheiate. Banii au fost alocați parte de la Uniunea Europeană, parte de la primărie. Mai avem puțin, ca să facem ultimele detalii, este pe fonduri europene, parțial pe fonduri europene, prin galul nostru de aici, 50.000 de euro am reușit să obținem pe fonduri europene, diferența punându-le în bugetul local al primăriei. Este ultima tranșă, să spunem așa, s-a încheiat, așteptăm să se facă ultima tranșă și să-i facem inaugurarea. Aici se vor desfășura mai multe activități și vor fi organizate spectacole artistice. Tot la Căminul Cultural, spațiu de repetiții vor avea și călușarii. Noi avem o tradiție aici în sat și este și denumit Nicolae Veleanu de călușari. Sunt cei mai bătrâni călușari, au fost la noi aici. Și e tradiție, călușul și tineretul, avem formație de tineret, de dansuri, de cântece, de cultură, chiar ne ocupăm și vrem să facem în continuare cultură și tradiție în comună. Probabil de aceea ați ales și zilele comunei de Rusalii. Exact, de aia am și ales de Rusalii, fiind călușul nostru fiind tradițional și se joacă unic în țară. Comuna Giurgița are în acest moment aproximativ 15 călușari, unii bătrâni, alții mai tineri, care acum învață tainele ritualului și jocul tradițional.